cât ați fi dispus să investiți pentru nouă sezon ca să aveți echipă tehnic de campionat? Nu știm acum hotărârea pe care o voi lua. Cu siguranță că așa la supărare zic. Dar am și al doilea gând, care cred că ăla va zic. Cred că ăla va zic. Adică doi fundași centrali. Uite, ai văzut, ea știu ce să zic. Și unul mijlocaș, nu știu, un dirijor. Ai văzut fără de act ce ferice a fost? Un dirijor care la 2-0 să dirigeze echipa, să dea al treilea și al patrulea gol. Nu bufa, 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 bufa de frică. Și chiar și un atacant. Un atacant care nu numai să devieze. Companie bun, deviază. Am nevoie un atacant care să țină de minge și care să aștepte echipa pe contratat. Mamă, să aștept. E nu știu, tată, de unde e Sășin. De unde e Sășin? Să vedem ce fundaș central, nu știu, de unde. Vezi că nimeni nu-i găsești. Nu? Acum o să vedem, o să facem, să joace și Calut, să vedem ce poate. O să vedem, nu știu, ce o să fie. Dar am clin să iau doi fundași centrali, pentru că avem așa, avem campionat, după că la anul cupa e chiar ea e foarte importantă. E mai importantă cupa la anul. Păi joci preliminarii de Europa League, nu de conferință. Deci avem campionat, cupă și conferință league, cred eu, nu știu, anul ăsta. Atunci, dacă rămân și nu fac niște investiții, o să fim fii ploi pe toate planurile. Adică și în campionat, și în cupă, și nici nu știu unde se mai duce. Ori iau jucători liberi cu salarii de 6, 7.000, 10.000 ca să am lot mai numeros, ori cumpăr jucători ca să am jucători și numeros și valoros. Nu știu la ora asta exact ce voi face. Nu? Dar până înțeleg, așa că se pot dumneavoastră. Cine ar putea fi la procesul de care să vă mulțumească, să vă liniștească, să fiți mulțumiți? Cine ar putea fi antrenorul la ideea? Ce? Păi da, în ce îi poate să fie? Că tu o antrenor care poate, care au demonstrat. Ce e Oloroiu, Lucescu, Oloroiu și Hagi, ăștia sunt antrenorii României. Lucescu, Oloroiu și Hagi, ăștia sunt antrenorii mari care au demonstrat și care au rezolvat. Altul nu știu care. Poate pui Iordănescu. Dar ea nu mai poate, că e bătrână. Credeți că... Ai cașcheta de pe mine. Bă, tata, eu nu știu care-i treaba lui. El știe situația lui. Eu nu știu, eu știu că el știe situația lui financiară. Eu dacă eram ca el, adică, bă, decât să... Cum e vorba aia, știi, decât să mor, mai bine tai picior, știi? Și rămân cu un picior și trăiesc, adică... E o situație acolo, dacă se califică în cupele europene și se duce în Conference League, ia 7-8 milioane, normal ar să se ia, adică să mai încerce o dată. Hai, greu! Greu, e foarte greu, că nu mai este echipa. Nu mă bag eu ce fac alți oameni, e treaba lor. Dar eu ce știu că eu nu risc mulți bani la fotbal. Eu la fotbal risc cât e normal, adică... Bă, dar voi nu ați înțeles de 20 și ceva de ani, vă spun, bă, la fotbal este o gaură, un sac, care îi pui bani acolo și le dai foc la bani. Asta este la fotbal, voi asta să înțelegeți. Cine vrea să dea foc la bani, să dea. El, dacă mai vrea să mai dea foc la bani, să mai dea. Eu acum să vedem dacă mai vreau să mai dau foc. Că uite, am dat foc la 10 milioane când am luat echipa de la Talpan și mai am încă 13-23 de milioane, am dat foc la bani. Să zicem că iau, dacă vând jucătorii, să zicem că iau vreo 15 la ora asta, că atâta că poți să iei, dacă îi vinzi pe tot. Dar nu poți să iei mai. Așa? Deci că e comandare, are. La, zici, așa, Flavie Popescu, nu știu dacă, pentru că nu e, fotbalul nu e așa, tiki-tiki, că nu e la sală.
fotbalul este bărbăție, luptă război. El nu mai vrea luptă război, vrea tiki-tiki. Totuși tiki-tiki nu poți să-i bani.